Bărbatul de 38 de ani a fost găsit ieri dimineață de mama lui, mai mult mort decât viu. Fiul i-a povestit femeii, înainte de a fi luat de salvare, că a fost bătut de polițiști pentru că nu s-a putut legitima. Păi bine, mama, cum ai făcut? Păi am dat să plec acasă și când am dat să plec acasă, poliția m-a oprit, a zis că să mă legitimez. N-am avut buletin la mine și am zis, dom'le, tot ce făcui? Hai, urcă-te în dubă și a plecat. S-a dus la secția de poliție, acolo l-a bătut cu bastoanele pe aici, a genunchii și au sărit pe pieptul lui. Familia victimei acuză oamenii legii că după ce l-au bătut pe bărbat în sediul secției de poliție, l-au abandonat ca pe un câine în stradă. A fost găsit agonizând de muncitorii unei firme care l-au dus cu duba până în cartierul în care locuiește. L-a lăsat la podul jiului, acolo, zice, dă-te mă jos, face. Și du-te acasă. Și acum el stând acolo, veni duba de muncitori pe la 5, când trecut duba de muncitori, îl văzură muncitorii, luară și-l urcară în dubă și îl lăsară acolo la capul slobozii la noi. De acolo de-a bizătâră până acasă. Bărbatul a fost dus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu, unde medicii au confirmat că acesta a fost victima unei agresiuni. A fost prezentat în jurul orei 11, un bărbat în jur de 37 de ani, victimă, da, la primiri urgențe, fiind traumatizat prin agresiune, am înțeles în cursul nopții, s-a prezentat cu un abdomen acut, este direct în sala de operație pentru intervenție. Medicii au constatat că bărbatul suferise mai multe leziuni interne și l-au supus de urgență unei intervenții chirurgicale. L-au operat și a găsit mațele sparte în el, fierea, ficatul. Șefii inspectoratului de poliție al județului Gorj au deschis un dosar în care sunt cercetați cei trei oameni ai legii pentru purtare abuzivă. Conducerea inspectoratului de poliție județean Gorj a dispus efectuarea de verificări cu privire la aspectele semnalate. De asemenea, a fost sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. Verificările au fost dispuse față de trei polițiști. Agresorii bărbatului băgat în spital sunt trei polițiști de la ordine publică și un jandarm care efectuau serviciul de patrulare în noaptea de miercuri spre joi. Toți patru sunt acum cercetați pentru tentativă de omor.